Bine, m-a regăsit prieteni. V-am arătat acel articol de pe Newsweek da? despre acea tânără din Vâlcea lăsată luni în șir cu piciorul rupt, într-un fel de, nu știu cum să-i zic, într-un fel de, nu zic ignoranță, nesimțire criminală aproape, dar nu o să spun vinovatie cu tare sau vinovat cu tare. Este o anchetă și acolo o să vedem. Dar pentru că am zis hai să urmărim subiectul, că nu vreau să las așa numai gata o știre între doi mameliști. am să povestim despre toate astea și despre nesimțire cu directorul Newsic și fondatorul Newsic, Sabin Orcan. Bine, bine, Sabin. Bine, te-ai găsit, Sabin. Doi Sabini. Doi Sabini. Într -o, doi Sabini într-o țară de aia cu spini. <laughs> Ai văzut articolele? Am văzut. Uh, scris de colega mea, Flavia Drăgan, o jurnalistă tânără și foarte bună, nu e, din păcate, nici primul, nici ultimul incident de acest tip, dar ce e în fiorător că asta se întâmplă în centre care ar trebui să aibă grijă de persoanele cu dizabilități. Sigur că are loc o anchetă acum și o să vedem care va fi răspunsul, dar ce e cert că s-au întâmplat mai multe incidente acolo care arată că cei pedepsiți deocamdată nu sunt cei care ar fi vinovați de incidentele prin care a trecut această tânără, cei pedepsiți sunt cei care au adus la cunoștința opiniei publice, a autorităților, a presei, ce se întâmplă în acest centru. Și asta spune ceva, fiindcă am mai avut cazuri de genul ăsta cu pădurile și așa no. mai departe, în care oamenii care erau uh, avertizori de integritate, whistleblowers, sau cum le spunem noi în, uh, așa, în România, uh, sunt cei pedepsiți. Deci nu sunt pedepsiți cei care fac ceva, ci cei care... Dezvăluie ceva. Tu când crezi că se va găta cu chestia asta? Că nu se termine niciodată. Asta e o țară în care ăla cinstitul și -o ia peste bot și ăla care face manevre, are complicitate și așa mai departe, eventual este uh, sancționat între ghilimele printr-o promovare. Ca pe timpul Ceaușescu. Eu nu cred că se va rezolva și din punctul de vedere uneori cred că pe măsura trecerii timpului sunt mai pesimist decât tine că vorbeam aseară împreună și cu Dana German soția ta care mi-a fost colegă la, la adevărul, la evenimentul zilei, vorbeam despre asta, despre faptul care ar fi soluția. Nu știu care e soluția, cred că ține de educație. Iar din păcate educația, după cum vedem, în fiecare zi citim despre educație cât de găunos e sistemul, multă impostură, plagiat și așa mai departe și cred că de fapt nu se va rezolva Imediat și că nu există o soluție miraculoasă. Iar că politicienii care ne promit că venind ei să vor rezolva toate problemele care țin de educație, de sistem de corupție, sunt, după părerea mea, niște impostori înșiși. Nu se pot rezolva lucrurile astea peste noapte. Cred că ține de educație. Probabil că avem un bagaj cultural. Uh, un ADN cultural deja Un contam. ADN cultural uh, istoric Care ne trage puțin în jos Și cred că, uh, uite-te la rata de vaccinare uh, Crezi că nu există nicio legătură Între faptul că România, Bulgaria Sunt pe ultimul loc la vaccinare în Europa Și în același timp sunt pe ultimul loc la testele PISA Care arată încrederea copiilor Și implicita părinților în, în știință Nu, nu e o întâmplare Și pe primul loc l-a făcut cruce cu limba când, când suntem noi într-o leu și vedem o biserică, ce facem exact ca în BDN în Acțiunea Mare? Tragem trei cruci cu limba. No, uite, eu sunt un mare fan al grecii, după cum știi. Acum, Grecii au un prim-ministru extraordinar, de dreapta, Constantin Mitsotakis. Ce vreau să spun este că Grecii sunt o țară ortodoxă, credincioasă, și ei își fac cruce, se duc la biserică, sunt practicanți. Poate chiar cred. Da? nu știu, dar i-am văzut pe toți ierarhii bisericii ortodoxe din Grecia că se vaccinează și că îi îndeamnă pe oameni la vaccinare. Mai mult, i-am văzut pe ierarhii antivacciniști din Grecia, vreo 2-3, care au fost excluși de la slujbă de conducerea bisericii ortodoxe din Grecia, pentru că au răspândit mesaje antivacciniste. La noi avem ierarh cunoscut, uite la Teodosie, uite -te fost la la turnător la, la securitate care spun nu vă vaccinați și Biserica Ortodoxă, deși nu e Patriarhul Daniel, nu e împotriva vaccinării, ezită să-l sancționeze pentru că și-ar pierde niște adepți. Deci la noi parte din ierarhii Bisericii Ortodoxe Române încurajează antivaccinismul și nimeni nu pățește nimic. În Grecia ei au fost sancționați pentru că Sinodul, conducerea Bisericii Ortodoxe din Grecia este pro-vaccinare și crede în știință. Ba mai mult, oameni au și explicat. Dom'le, nu e nimic împotriva lui Dumnezeu. Medicina de mii de ani, de sute de ani, medicina îi ajută pe oameni să trăiască. Medicii sunt inspirați de Dumnezeu. Sunt medici care cred în Dumnezeu. Adică, a spune că uh, medicina e împotriva lui Dumnezeu e o prostie și din punct de vedere teologic. Deci, Cred că sunt diferențe și probabil că țin de bagajul nostru cultural istoric și cred totuși că țin și de, cum să spun eu, prăpastia, abisul istoric pe care l-a reprezentat 40 ceva, 50 de ani de comunism. Cred că țin și de asta, pentru că grecii n-au trecut în la... Noi așa am fost și în Interbelic. Uite, este acea carte extraordinară a unui medic din Interbelic, am prezentat-o și eu, care ziceau care explica că acolo am fost la țară și a venit popa, și a venit primarul, și au venit sătenia credincioare. domnule, vrei să ne faci, praf, credința ortodoxă, credința strămoșească, vrei să ne... Pentru ce să dăm cu var? Nu? Adică de ce să luăm medicamente, las că un cu baleg, îl ochem pe baba să descântece. Știu? Perioada interbelică, după cum știi, a fost o perioadă complicată. Dar hai să vedem și lucrurile bune. Dacă tragem linie, Sunt și acolo. Dacă tragem linie că nu am avut un centenar, care n-a fost sărbătorit cum trebuie, pentru că, de fapt, noi ne pricepem la festivisme și mai puțin la lucruri de substanță. Dar hai să ne aducem aminte. Cine erau membrii guvernului la 1918, cei care au realizat unirea? Și cine erau peste 100 de ani membrii guvernului? Hai, mă, da? mă, adică, mă. hai să tragem linie între Angel Salini, care era ministrul lucrărilor publice, între Brătianu și Viorica Dăncilă și eu mai știu cine, Andrușcă. Adică diferența este că atunci elitele politice erau și elite intelectuale. Cogălnicianu când citea actul de independență la 1877, adică am avut prim ca Maiorescu și Cogălnicianu. Eu nu spun că au realizat numai lucruri bune, dar aveam totuși o elită avansată intelectuală, politica politică avansată intelectuală. Acum, ce, acum, cei mai proști intră în politică. Nu te spăra, hai să o zicem așa. Așa este. Bă, cei mai proști intră în politică. Da, că cei mai deștepți nu mai vor să intre în politică, că e atât de scârbos mediul ăsta, încă nu se vine să intri în politică. Da. Tu ai intrat în politică? Eu? Nu, ai intrat Vrei în politică. păi nu, aia zic, aia zic, Și mie mi s-a apropo, n-am intrat. Dar de ce n-am intrat? De scârbă, că mi-e scârbă de mediul ăsta. Nimii nu înseamnă că toți polițienii la fel. Sunt politicieni astăzi în România care chiar cred în ce fac. Uneori fac bine, alteori nu fac bine. Dar cred în ce fac. Însă e și mult populism. Sunt și oameni competenți în politică, în profesia lor. Dar ajungând în politică, i-am văzut ca într-un mediu emergent cum s-au schimbat. A, a scris astăzi Ovidiu Nahoi pe Newzic.ro uh, o opinie uh, foarte bună și care avea un titlu uh, ceva de genul uh, uh, Doctorul Rafila a cedat în fața politicianului Rafila. Deci oameni competenți, cum este profesorul Rafila, că nu poți să negi că Pare. nu compete. competent. Nu contează de par, din ce partid vine, de că vine de la, de la de PSD. Care una spunea când era... Uh, nu medic uh, era doar medic. Când era civil și una spune că e ministrul sănătății. Știi ce zic? Adică S -s. de fapt o, și oamenii competenți când ajung în mediul nostru politic ajung să să, să devină mai populiști și uh, nu mai sunt așa de uh, convingerile lor nu mai sunt așa de puternice și bazate pe argumente, ci pe... ce o să zică lumea, ce o să zică poporul nevacciniți despre deciziile mele. Mersa -ă, bine. Suntem amândoi doi ch chelioși. Doi ch kelioș, da. Am intrat în presă la 21 un pic de. Ani. Acum da. avem 50 și. Da? Noi, în 30 de ani, am tot zis, bă, noi nu plecăm, noi facem, noi dregem, noi schimbăm și am ajuns niște papagali, ca aia din mapeț. Pentru că presa vorbește și este o prăpastie imensă, noi ăștia din presă, papagali. Și este o, 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 o prăpastie imensă între ce vorbim noi și unde mai bate. Pentru că bate cu pumnii într-un perete de vată. Înainte, aminteșteți că se făcea un reportaj sau la TV sau oriunde și existau niște efecte. Acum. Eu cred că polițienii vin și zic A mă, scris gazeta de bine, lasă că mă duc la România TV, fac un revelion Uite, ova. eu știu când ești Toștie. jurnalist vechi, bătrân cum suntem noi, e greu să te lauzi cu niște realizări. Dar uite, nu se întâmplă tot timpul așa și îți dau un singur exemplu. Dacă din, în patru ani de, de când am adus Newsweek în România, Uh, am reușit împreună cu colegii mei să fac ceva. Îmi aduc aminte de una din investigațiile, poate sunt altele uh, la fel de bune sau mai bune, dar mi-aduc aminte de una din investigațiile care s-a lăsat cu rezultate și e celebra investigație despre banii primiți ca subvenție de la stat Brugici. de PSD și de partid în general și cum i-a cheltuit PSD. Aduți aminte, vilă în pipera, Mercedes. mașini de sute de mii de euro. Uh, bani dați jurnaliștilor și analiștilor de casă fără o motivație. Adică una e să dai bani la o televiziune și ți se dă în schimb un contract de publicitate cu un videoclip și alta e să dai bani fără ca să fie pe factură nimic. Da? Unor jurnaliști, analiști celebri, inclusiv din Cluj, nu dăm nume că nu vrem să facem asta. Dar ideea e asta, că atunci s-a întâmplat ceva. Un procuror de la DNA a luat dezvăluirea, s-a autosesizat, pentru că asta e adevărul, ei n-au început ancheta înainte S-au mai... autosesizat după ce noi am publicat documente, mărturii, etc Au mers mai departe, au descoperit și mai multe decât noi Evident că un procuror are alte Și domnul Drăghice condamnat la închisoare pentru devalizarea banilor PSD-ului Care de fapt erau banii primiți de la statul român Adică dacă în patru ani am realizat măcar asta, doar asta Și tot e ceva, un mic pas înainte, nu spun că e mare Dar asta arată ceva, s-a discutat mult despre subvențiile primite de la partide despre care nu se discuta înainte de această dezvăluire. Autoritatea electorală permanentă cu greu a declanșat o anchetă. Partidele sunt mult mai speriate acum de bombe când depun acte la autoritatea electorală permanentă și le e frică că vor fi controlate și că ar putea deveni un dosar penal și atunci sunt mult mai atente cum cheltuie banul public. Adică eu zic că ceva mic tot s-a mișcat acolo. Dacă putem să facem măcar asta în câțiva ani, asta e suficient pentru mine să spun, bă, nu am, nu am urlat în pustiu tot timpul. Uite, câteodată, câteodată, câteodată a existat un ecou. Și pentru mine e suficient. Nu știu dacă pentru alții. Mie bine. nu e suficient, pentru că eu văd cum se mișcă Uniunea Europeană cu 100 la oră și noi ne mișcăm cu 20. Și zice, mergem înainte. Aici ar trebui să fie partidele, să nu aștepte presa să nu l pe Cheliosul de Sabin Orcan, care vine cu NewZico. Nu. Să vină ei, băi, nu, drăghici. Nu, nu venim numai noi. Vine vin toți. Uh, libertatea lui Tolontan. Vin, vin oameni care publică. Tolontan publică ceva, uh, se mai face o mică anchetă. Ce vreau să spun e altceva, că până la urmă, uite, mie îmi place asta la una dintre întâlnirile jurnaliștilor americani de la Casa Albă White House Correspondents Dinner cei doi jurnaliști care au declanșat scandalul Watergate și probabil cea mai mare anchetă de presă din lume pentru că s-a lăsat cu demisia unui președinte american, nu orice președinte, cu uh, închisoare, cu demiterea ministrului Justiției, uh, cu închisoare pentru diversi funcționari de la Casa Albă. Adică a fost o anchetă care a zguduit lumea, nu doar America. Correct. Și oamenii ăia spuneau ceva uh, uh, care mi-a plăcut foarte mult. Și au spus așa, Carl Bernstein spune, domne, misia noastră a jurnaliștilor nu e să fim nici procurori, nici judecători, nici politicieni. Singura noastră misie este să obținem cea mai apropiată de adevăr versiunea faptelor și mie, în paranteză, chiar îmi place asta, că Bernstein își ia o rezervă, noi nu descoperim adevărul unic. Noi Cum încercăm ești. să descoperim o versiune cât mai apropiată de a faptelor Să o prezentăm publicului Ce fac după aia cu ea Politicienii, judecătorii, procurorii, nu mai e treaba noastră Deci eu cred că uneori Noi, din cauza că trăim într-o țară În care simți nevoia să iei atitudine Am uitat că misia Jurnalistului principală Nu este să iei atitudine Principala misie e să aducă faptele întâi După care să iei atitudine Uneori mi se pare că jurnaliștii români Și nu în general Mulți, prea mulți jurnaliști români scriu mai multă opinie decât să, să aducă la cunoștință fapte. Să scrie anchete cum este despre fata asta. Adică, noi, așa am fost și în perioada interbelică, am avut ziare de autor în care oamenii mai mult își dădeau cu părerea decât prezentau fapte. Dar mie mi se pare că asta e greșit, pentru că până la urmă jurnalistul trebuie să-și vadă de meseria lui. E asta cred eu. Da, jurnalismul, jurnalistul, într-o țară normală, numai că într-o țară care. Se mișcă haotic într-un univers de la Braunian, în care o zi nu seamănă cu alta, nu mai există stabilitate, ești obligat cumva să iei atitudine pentru că nu te poți, nu poți lăsa haina de cetățean pe cuier când intri în redacție. N-am cum. Da, -am corect. Cum. Sunt de acord și, cu asta. Dar Sunt ce de zicea acord. și celălalt din uh, scandal? Că au fost doar șacuazăți. Bob doar zicea așa și mi-a plăcut foarte mult, apropo de faptul că ei l-au demis pe Nixon cu investigația lor, spunea așa, ce domne, singurul lucru cu care eu și Carl suntem de acord din ce a spus. Președintele Nixon vreodată a fost că jurnaliștii Să uită prea mult în oglindă și prea puțin pe fereastră Același lucru Jurnaliștii sunt foarte conștienți Prea conștienți de imaginea lor Și uneori pierd contactul cu realitatea Cu oamenii no, Am ajuns în epoca asta Nu doar din cauza pandemiei Să facem presă doar din birou Să no. uităm să mai vorbim cu oamenii Real sau pe Zoom nu contează Să mai stăm de vorbă cu surse și uneori e, ni se pare că suntem niște celebrități, niște vedete, ne salută lumea pe stradă și suntem mulțumiți cu asta. Nu e suficient. oameni, Trebuie să nu pierzi pulsul. De altfel, unul din păcatele politicienilor români și al jurnaliștilor este că uneori pierd contactul cu oamenii. Nu mai știu. Trăiesc într-o într bulă, într-un wishful thinking pe Facebook. Sau în bula lor de l-am numit pe la director, l-am pus pe la șef. Bravo! Corect. Și nu mai știu ce gândește restul țării. Și uneori o excursie de doar 20-30 de kilometri în România reală, alta decât aia în care trăim noi în bula noastră urbană, pe asfalt, pe asfalt sau în capitală, uneori te aduce cu picioarele pe mâini și realizezi că există și o altă Românie, nu totdeauna mai bună decât aia de la oraș, uneori mai rea, dar ideea este că există și alți oameni cu alte așteptări, de la presă, de la politicieni și a căror viață nu se învârte, universul lor nu se învârte doar în jurul lui Ciucă Câțu, Orban, Dăncilă. Au alte probleme în viața lor reală. Cu școala copiilor, cu A, ce vrei tu. cu sănătatea, cu... Intră în depresie uh... dacă mă amintești de școală. Chiar și cu mâncarea și cu băutura, domnule. Eu mă uit acum, zic numai că aici e un pic mai rece, o să mergem imediat. Gătăm imediat. El e mai friguros decât mine. Abia știu să vină minus 17 grade să fumăm afară. Da? Păi eu sunt de la asfalt și acolo e temperatura mai mare decât la voi, aici. voi un da, unde da, e soarele da. mai... O cumpăra mai mult soare decât noi ăștia din Ardeal. Pe soare. O să continuați, presupun, încheta. da. paranteză, tu știi că doar de ani de zile vin la tine la Cluj, tu știi că mie îmi place foarte mult Ardealul. Știu. Vara și... îmi place. Nu, iarnă îmi place. place. Nu, uite, păi iarna, nu? Am făcut... Am asta iarna. Am făcut revelionul în Apuseni, a doua oară. Îmi plac foarte mult uh, oamenii de aici. Sunt și lucruri care nu-mi plac. Există da, și aici astfel. lucruri care pot să nu-ți placă. Dar mă uitam la asta și asta, cred că, spune foarte mult despre țara asta și observație simplă. M-am plimbat în Apuseni. Dacă te uitai de la ochi în în înălțimea unui om în sus, arăta mai bine decât în Elveția și în Austria. Peisaj superb, dealuri superbe, pădure superbă, cer superb, tot ce vrei. Când coborai ochii la, albie. la albia râului, superb și râul de altfel, la Rieș, coborai privirea și pe margini, pe ambe, ambele uh, maluri ale Arieșului, plin de peturi. Mm. Și eu te întreb: În ce țară trăim? Că mergem în Austria și în Elveția și îți garantez că, nu, că găsești. nu găsești atâtea peturi cât te găsești în România. Bă, și ei aveau uh, sucuri la pet prostii. și cola și. Mă nu le aruncă sau le strâng. Ceva, se Ceva e greșit în țara asta. Dacă noi, unul de cele mai superbe peisaje din România, de unde, de unde a pornit românismul și ne mândrim cu Iancu, cu nu știu ce, și nu suntem în stare, să curățăm albia unui râu, înseamnă că ceva e greșit în țara asta. Oamenii sunt greșiți. Că Dumnezeu nu, nu bea Coca-Cola. Înțelegi? Unii, nu toți. Unii, nu toți. Mulțumim tare mult. Abia aștept să, să mergeți mai departe cu investigația asta. Astea sunt investigațiile pe care musai să le, să le băgăm la cap și vă spun de ce. Că dacă nu, ajungem caia ca de la România TV cu manele, cu dușmanii mei, cu dușmanii în poartă pică și cu Evident, George Simion, Rareș Bogdan și încă vreo doi care urlă acolo din toate gonadele românismului, că tot pomenea de el. Asta e românismul care nu-mi place mie. Nici bine. Să aveți sănătate și de toate.